Bună, dragilor, și bine ați venit la mine în Living! Astăzi vorbim despre citirea feței, mai exact despre cum ne putem da seama de personalitatea cuiva în funcție de trăsăturile faciale. Este un curs pe care l-am făcut acum un an jumătate. Este un curs pe care îl are și l-a susținut Suada Agaki. Puteți să o găsiți pe YouTube și pe Facebook și peste tot. Și a fost un curs de o săptămână, mai exact de 5 zile, care m-a învățat să citesc trăsăturile faciale ale unei persoane și să-mi dau seama de trăsăturile de personalitate pe care acea persoană le are în funcție de trăsăturile faciale. Suada a scris și o carte, este această carte, Tehnici de citire a chipului, și are și cursuri, în momentan cred că sunt doar online aceste cursuri, dar în funcție de simetria feței ne putem da seama de anumite trăsături de personalitate, adică dacă ne luăm după dualitatea feței. Nu știu dacă ați văzut acele imagini în care ne arată cum ar arăta un om cu fața perfect simetrică. Mă refer la partea stângă versus partea dreaptă a feței. De exemplu, partea stângă a feței este fața reală a unei persoane, iar partea dreaptă reprezintă masca socială. Ce vrem să arătăm lumii, iar partea stângă este partea noastră reală. Partea noastră stângă este legătura cu tatăl, partea dreaptă este legătura cu mama. Iar dacă avem o diferență foarte mare între partea stângă și partea dreaptă, înseamnă că avem o persoană care dezvoltă o dublă personalitate. Este foarte interesantă această citire a feței pe care am învățat-o la Suada Agaki, pentru că noi facem instinctiv și involuntar această citire a feței, practic ne dă seama dacă, nu știu, dacă vedem pe cineva care are buzele subțiri, mi se pare că e o persoană mai dură, pe cineva care are buzele mai pline, de exemplu, mi se pare că este mai feminină, cu ochii mari, este iarăși un exemplu de feminitate și de deschidere, ochii migdalați reprezintă iarăși un simbol al feminității. Instinctiv citim aceste trăsături faciale. Apare inclusiv în povești, gândiți-vă la Harapalb și la Omul Spân. În funcție de trăsături, practic din povești, suntem învățați anumite trucuri ca să putem citi oamenii. Pentru că asta facem citind aceste trăsături faciale. Încercăm cumva să ne dăm seama de cum este acea persoană cu care ne întâlnim. O altă modalitate de citire a feței, de exemplu, este să se împartă fața în trei zone. Mai exact, este înseamnă zona intelectuală, de la inserția părului până la linia care unește sprâncenele, de la linia care unește sprâncenele până la baza nasului, este zona socială sau practică, și apoi este zona instinctiv-emoțională. Și în funcție de zona predominantă, care este zona mai mare dintre cele trei, așa știm ce predomină în personalitatea celelalte persoane. În același timp, este o metodă de a ne cunoaște pe noi foarte bine, nu de a cunoaște neapărat pe ceilalți, cât de a ne cunoaște pe noi înșine. Dacă, de exemplu, vrem să ne facem o operație estetică de micșorare a nasului, acea rinoplastie, sau de augmentare a buzelor, sau de tatuare a sprâncenelor, toate aceste modificări pe care le facem la nivel facial se văd ulterior în trăsăturile de personalitate. Adică, practic, făcând, nu știu, scoțându-ne alunițele sau orice facem pe față și se poate face, ne schimbă personalitatea. Și atunci e bine, înainte de a face genul ăsta de operație estetică, să știm ce presupune, de exemplu, schimbarea această rinoplastie. Pentru că rinoplastie, zona asta, acest etaj pe care vă spuneam, acest etaj social și pragmatic, reprezintă în același timp și etajul carierei. Dacă mergem doar pe partea instinctivă, dacă ne mărim buzele, asta înseamnă o creștere a modului în care reacționăm la nivel emoțional. O să vă mai spun câteva lucruri din ce ne spune Suada în cartea asta ei. La majoritatea, de exemplu, din ce spunea și Suada, la majoritatea oamenilor, unul din etaje este dominant și este bine să știm care este etajul, să ne dăm seama care este etajul dominant, uneori este extrem de evident care este, ca să știm cum discutăm și cum interacționăm cu acea persoană. Dacă este zona intelectuală, cu siguranță o să-și dorească o discuție intelectuală despre orice vrei să discutăm cu persoana respectivă.
Dacă, de exemplu, au cele trei etaje foarte similare, nu iese în evidență, nu știu, partea socială sau partea instinctiv-emoțională, atunci înseamnă că sunt echilibrați în stilul lor de viață și înseamnă că, pe de altă parte, înseamnă că în anumite momente nu știu ce decizie să ia pentru că nimic nu domină, nu predomină una din anumite din cele trei etaje și atunci pot să fie mai, să ia decizii mai greu, mai dificil. Fiind deciși, mai exact. Etajul mental este cel analitic, este cel logic, este cel rațional, cel care când îi explici ceva, îi spui, de exemplu, dacă ești un agent imobiliar și vrei să-i vinzi o casă, de ce costă 3.000 de euro metru pătrat în casa respectivă pentru care, nu știu, terasă? Argumente logice, pentru că altfel nu o să poți să-i vinzi casa. De ce să dea atâția bani pe casa respectivă pentru care, nu știu, este vedere către sud-vest, pentru că nu are vecini zgomotoși? Foarte logic. Este acel om cu care vorbește extrem de rațional. Nu se lasă conduși de pasiune sau de impulsuri, însă pot pierde mult timp pentru că raționalizează extrem de mult. Practic, sunt cei care despică firul în patru cu ei să înțeleagă tot, să înțeleagă de ce să facă ceva, altfel nu o să iau o anumită decizie. Sunt cei care filozofează foarte mult înainte de a acționa. Cei care au etajul sociopractic, acesta din mijloc, mai dezvoltați sunt cei care merg cei care își dezvoltă o carieră într-un domeniu, sunt carieriștii. Au un simț al realității foarte bine dezvoltat, pragmatici, își foarte în detaliu, absolut tot este în detaliu. Își aleg cu atenție prietenii. Sunt cei de la care vor să învețe ceva de la prieteni. Dacă îl distragi într-un anumit fel și nu ieși pe aceeași lungime de undă cu el, cu siguranță nu mai ești în cercul de prieteni. Sunt buni economi ai resurselor financiare și sunt în general economiști, oamenii de afaceri. Sunt anumite națiuni, nu o să spun acum, care au nasul mai dezvoltat așa. Au acest pragmatism, acest spirit mercantil de bine dezvoltat. Dau dovadă de multă compasiune. Cei care au zona, acest etaj de jos, acest etaj instinctiv emoțional bine dezvoltat, sunt oameni care se duc foarte mult pe zona asta a plăcerilor. Să fie comod, să fie bine, să aibă o casă în care să fie, să stea, o casă cu de toate, să aibă o viață plină. Sunt cei care se lasă pradă pasiunilor și instinctelor de moment. Sunt cei care fac sport intens. Tot ce ține de fizic este aici, este reprezentată de acest etaj. Toată partea asta care ține de partea fizică se orientează predominant către activități care le întrețin sentimentele și le întrețin starea de bine și confortul. Fiecare persoană are trăsături faciale care îi definesc personalitatea. Suntem cu toții diferiți unul față de altul. Ce o să vreau să vă spun aici, pentru că aici mi s-a părut extrem de interesant, am luat două trăsături, le-am notat aici. Nasul și buzele. Pentru că mi se pare că aceste trăsături faciale sunt cele care se supun extrem de des operațiilor estetice. Nu m-am gândit la sprâncene să vi le povestesc ce înseamnă în momentul în care ne punem acest tatuaj temporar în zona sprâncenelor și practic ori ne ridicăm sprâncenele, ori le facem mai bogate, mai puternice, mai pline. Însă o să mă opresc la nas și la buze. Nasul reprezintă ego-ul, sexualitatea, integritatea și bunăstarea de care poate fi dobândită într-o viață. Mare atenție atunci când decideți să vă operați nasul, să vi-l faceți mai mic sau cârn sau într-un anumit fel. Practic să umblați în această zonă facială. Mi se pare că este zona care, în momentul în care faceți o rinoplastie, afectează cel mai mult fața. E evident. După care este
O altă trăsătură facială de care vorbim mai târziu sunt buzele. Nasul mare are câteva cuvinte cheie. Lider, puternic, independență, carieră și așa mai departe. Adică țin de... Asta înseamnă să ai un nas mare. Atenție fetelor care, celor care doriți să vă micșorați nasul, chiar dacă nu e neapărat nevoie să faceți asta, să știți unde, în ce trăsături de personalitate umblați când faceți genul ăsta de operație, pentru că dacă Suada ne spunea că dacă nu are, nu este strâmb aici să aibă în partea asta de punte, să aibă, nu știu, să nu fie drept aici. Asta ar fi singura metodă, adică singurul motiv pentru care se face operație la nas din punct de vedere al citirii feței, din punct de vedere al unui fizionomist, este dacă partea asta de nas nu este drept, dacă, nu știu cum se numește, puntea nasului nu este dreaptă. Dacă nu este dreaptă, este favorabil să vi-l îndreptați. În rest, nu este favorabil pentru că vă știrbiți din această putere pe care o dă un nas mare. Cei care au nasul mare au părere bună despre ei înșiși, în general bărbații, pentru că fetele vor să-și opereze, și sunt independenți. Au un ego puternic, nu se lasă conduși de alții și nu acceptă să primească ordine. Vor să devină autoritari, sunt materialiști și au un statut social înalt. Sunt ambițioși și le place să acționeze doar după bunul lor plac. Nasul mic. Nasul mic, și mă refer aici la acel nas mic, cârn, acel nas care se obține după operație estetică, cumva mai mic decât s-ar încadra în mod armonios într-o față, nerespectând simetria feței, nerespectând celelalte trăsături faciale. Adică cumva acel nas care practic e prea mic în față, pe față. Obstacole, ezitare, irresponsabilitate, naivitate, creativitate în același timp și naivitate, am spus, da, și inocență. Nu au încredere în ei înșiși și în forțele proprii, nu obișnuiesc să-și asume responsabilități importante, deoarece sunt lipsiți de ambiție, voință și determinare. Și aceleași motive îi fac să evite activitățile intelectuale susținute sau pozițiile sociale înalte. Asta vă faceți în momentul în care faceți această operație estetică. Vă umblați la personalitatea voastră. Le lipsește stima de sine. În schimb, se descurcă foarte bine în activitățile în care își pot folosi creativitatea sau pot servi interesele altora. Se integrează cu ușurință în munca de echipă și sunt dispuși să urmeze cu plăcere ordinele unui superior. Practic, un om cu nasul micuț, cârn, o să-l asculte pe cel cu nasul mai mare și mai drept, așa mai. Dar vreau să ajungem la buze, pentru că și la buze de multe ori ne schimbă personalitatea atunci când ne mărim, ne augmentăm zona asta buzelor, uneori mai mult decât este necesar, încât nu mai par naturale buzele noastre. Ce facem când din buze subțiri ajungem la niște buze foarte mari, cumva exagerat de mari? Ce facem când umblăm și facem operații estetice care ne afectează apoi personalitatea? Gura reprezintă simbolul emoțiilor, al sentimentelor, al senzualității și sexualității. Și aici se ține cont de simetrie, pentru că mărimea unei guri se măsoară în funcție de celelalte trăsături faciale, de forma feței. Sau ce înseamnă când buza de sus este mai mare. Buza de sus, mărimea, dacă este mai mare, înseamnă că capacitatea persoanei de a oferi iubire, iar dacă buza de jos este mai mare ca buza de sus, înseamnă nevoia unei persoane, nevoia de iubire a unei persoane. Și dacă vă uitați la oamenii din jurul vostru, o să vedeți că foarte mulți au, de fapt, buza de jos mai mare decât buza de sus, pentru că nevoia de iubire este mai mare decât dorința de a oferi iubire. Și în momentul în care ne mărim buza de sus, într-un mod natural, ne mărim nevoia asta de, ne mărim dorința de a oferi iubire. Devenim mai îmbăreți, într-un mod senzual și nu numai senzual. Așa vă dați seama, practic, de cât de senzual este o persoană în funcție de buze și de forma lor și de care buze este mai mare.
După care, practic, sunt analizate și sprâncene, și riduri, și urechi, și bărbie, și absolut tot în cartea asta. Numai că informația este foarte multă, mai ales ce nu poți schimba și cum să accepti că nu poți schimba, pentru că dacă, de exemplu, poți face niște operații estetice în care să-ți crești nivelul de senzualitate și să devii cumva mai submisiv, mai, dacă nu-ți dorești neapărat o carieră, cum poți să umbli la nas, cum poți să-ți faci nasul favorabil încât să ai o carieră, să fii din punct de vedere al carierei mai reușită în viață, sau să ai o carieră mai reușită. Și asta însemna exact ce spuneam apropo de nas, ce înseamnă să devii mai flexibil în viață și asta înseamnă să scoți, de exemplu, o parte din alunițe, chiar dacă sunt ele considerate puncte de frumusețe. Ce înseamnă, de exemplu, când îți desenezi alunițe pe față și sunt fete care fac asta și nu e deloc favorabile alunițele. Alunițele nu sunt cele mai favorabile, din potrivă. Practic, tot ce e pe față, important e ca fața să fie cât mai simetrică. Și cum putem să ne schimbăm, și asta mi s-a părut fascinant, cum putem să ne schimbăm personalitatea schimbându-ne trăsăturile faciale. Înainte de a face orice fel de operație estetică, să înțelegeți ce presupune la nivel de personalitate această modificare facială pe care vreți să o faceți, indiferent care e ea și cât de mică poate fi. Vă puneți gene sau că vă tatuați sprâncenele, ce înseamnă asta în personalitatea voastră, faptul că vă tundeți, ce înseamnă părul scurt sau un păr lung. Toate astea se reflectă ulterior în personalitate și e bine înainte de a lua o decizie de genul ăsta să știți ce vă așteaptă. Asta a fost pentru azi. Sper că v-a plăcut acest alt gen de vlog despre citirea feței, despre cum putem să ne dăm seama de personalitatea unei persoane cu care interacționăm și cum putem să ne înțelegem pe noi înșine mai bine. Sună interesant, nu? Asta a fost pentru azi. Ciao!